Deși primăvara este încă ploioasă și rece, turiștii au început să aleagă pentru weekend traseele cele mai interesante din județ. Muzeul de sculptură în aer liber Măgura din vecinătatea mănăstirii Ciolanu este printre preferințele buzoienilor, dar și ale altor turiști sosiți de pretutindeni. Odată cu venirea sărbătorilor pascale, pentru că vrem să permanentizăm acest lucru, am reluat serviciile de pază umană, au fost reluate toate celelalte servicii de utilitate publică în zona muzeului în aer liber Tabăra Măgura. Și așa cum am mai spus, proximitatea față de mănăstirea Ciolanu reprezintă un avantaj enorm din punct de vedere al dinamicii vizitării acestui muzeu, pentru că de fiecare dată sărbătorile pascale au reprezentat momentul în care turiștii vin în număr foarte mare la Muzeul Național Tabăra Măgura. La sfârșitul acestei luni va fi un weekend prelungit de 1 mai, când de obicei, atunci când vremea este frumoasă, zeci și sute de buzoieni ar putea veni în zona la iarbă verde. Numai că tabăra de sculptură este o arie protejată, unde funcționează reguli obligatorii. Vor avea voie turiștii să campeze printre state? În continuare rămâne în vigoare același set de condiții, și anume este interzisă camparea în perimetrul muzeului, este interzis accesul cu mașinile și cu orice alte mijloace motorizate, este interzis a se face focul și cu atât mai mult a desfășura activități de natură, a produce stricăciuni atât terenului de acolo, cât evident și lucrărilor de artă. Muzeul județean invită pe buzoieni și anul acesta, printre statuile de piatră, să participe la acțiunile demarate anul trecut, după ce tabăra a fost reabilitată. Dacă anul trecut, după redeschiderea, dacă vreți să spunem, a tabărei Măgura, după ceea ce s-a întâmplat în cadrul proiectului de remodelare vizuală a tabărei Măgura, am inaugurat și o serie de activități precum weekenduri la Măgura sau Măgura Sky. Acestea vor continua și în acest an și faptul că tabăra de la Măgura, muzeul în aer liber de acolo, a beneficiat de campanii de promovare, inclusiv o campanie de o serie de filme, Sanctuarul Statuilor 10 pentru Măgura, au atras atenția asupra acestui loc și vom căuta să ne ținem blazonul sus și acolo și să reedităm, chiar să redimensionăm activitățile pe care le avem în vedere a le organiza începând cu această vară. Accesul vizitatorilor este gratuit, iar tabăra de sculptură este supravegheată și monitorizată video permanent 24 de ore din 24 pentru ca aceștia să se simtă în siguranță. Putem să invităm liniștit pe toți cei care vor să viziteze tabăra, să acceseze codurile QR de pe fiecare lucrare, să se bucure de natură și de statuile care compun acest ansamblu. Iar, într-adevăr, din datele pe care le-am cules și pe care le avem la dispoziție începând cu anul 2018, vârful de sezon se petrece pe timpul verii, unde sunt atât buzoieni care vin și vizitează muzeul de acolo, cât și turiști din afara județului și chiar din afara țării, care fie se află în tranzit în zona județului Buzău, ori sunt cazați și tabăra de sculptură în aer liber Măgura reprezintă un punct de interes în zona lor, în timpul lor petrecut aici. Weekendurile la tabăra de sculptură Măgura, învecinată cu mănăstirea Ciolanu, pot deveni destinația preferată a buzoienilor în primul rând. Ei vor putea participa pe toată perioada verii la activitățile organizate de Muzeul Județean.